Domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să vă prezint desfășurarea lucrărilor ședinței ordinare ale Consiliului Local din data 27.04.2023. Așa cum ați luat la cunoștință din convocare, conform dispoziției articolului 60.20.04.2023, consultarea poncii de prezență urmează la venișe domnul consilier Rotariu, nu? Da, sperăm să vină. Da. Nu am înțeles. O să vedem, o să avem în vedere până la mijlocul ședinței, să vedem dacă îl pune în prezent sau absentează. De domnul coleg consilier Beță. Deci, o confirmat telefonic, este de acord cu toate proiectele de hotărâre, având în vedere că are mama decedată. Deci, aici s-o confirmat. Drept urmare, fiind într-un diplomul prevăzut de 139 și 134, alineatul 3, litera din 9 iunie 2017, codul administrativ, completat și modificat, vă rog să-mi permite să prezint ordinea de zi a ședinței. 1. Ar fi aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 30.03.2023. La articolul 2 avem proiect de vedere prin aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 9-2023. Proiect de vedere prin aprobarea de contări cheltuielilor de transport ale personal didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna martie 2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La articolul 4 avem proiect de vedere prin aprobarea strategiilor ca dezvoltarea serviciilor sociale acordate la nivelul unei Scorțeni pentru perioada 2023, strategie înaintată de Consiliul Județean Bacău, de asistență socială. Toate aceste proiecte au fost inițiate de domnul primar Anton Ioniță Petărin. La articolul 5 avem întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilier local. Peste problemele astea, așa cum am și transmis, pe e-mail-urile personale, este întocmit un referat care, conform prevederilor articolului 35 al NIAT-ul 8 din urmează de urgență numărul 57-2019, codul administrativ, domnul primar vă solicită suplimentarea ordinii de zi, așa este ordinare din 27-4-2023, următoarele prevedere care mai pot fi amânate până următoarea ședință a Consiliului Local a Comunei Scorțeni de Struba. Că după cum urmează. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT-ului Scorțeni la parteneriatul GAL codul RUNC. Așa. Aici inițiator este doamna viceprimar. În urma discuțiilor avute în urma ședinței din marți, de asta l-am și introdus peste în ordinea de zi. Și la articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii programului multianual de interes public, programul Tabla Locală, inițial de doamna Vici, primar Ceaușul Nacisa. Domnule președinte, spuneți la vot ordinea de zi și suplimentare. Supunem la vot ordinea de zi, care este pentru? Da. Vot. Și începem cu articolul numărul 1, nu? Da. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2023. Dacă se înscrie careva la cuvânt sau... Îl punem la vot. Care... Cine este pentru? Abținem împotrivă mâine. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 1 anul 2023. Se scrie careva la cuvânt. Îl punem la vot. Care este pentru? Se abține sau... Da. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni, perioada martie 2023, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Dacă se scrie cineva la... Adică, ce s-a întâmplat? Domnul încep că nu a auzit cu execuția bugetară. Putem să revenim, dacă are un... Revenim la articolul numărul 2. Da, da, nu a auzit. Sau adică am încetat. Am să-mi iau un portavoș. Radiitoare.
Nu, reveniți, domnul Pavel. Da, revenim. Deci, privind aprobarea execuției bugetare cheltuie, începând de 1 iulie anul 2023, bănuiesc că domnul Cipcă vrea să ia cuvântul. Aici sunt de acord, ok, oricum e votat, dar vreau să punctez ceva referitor la execuția bugetară. Aș avea rugămintea să transmiteți mai departe, că vă putem acordat în noi, ca în viitor să ne fie cumva defalcate sumele. Tot am spus mereu, dar nu, noi nu suntem băgați în seamă. Deci tot spunem și următoarea care nu este de acord, nu mai aprobăm. Și după aia trebuie să vină exact cum zicem, că practic eu pot să întreb de fiecare dată. Domnule, încerc să vă întreb, ce să menționez aici? Domnul secretar, de exemplu, alte bunuri pentru întreținere și funcționare. 29.699. Aici noi nu știm exact ce care sunt bunurile. Adică cum cumva de desubt ar trebui defalcate bunuri, nu? Defalcat un pic, nu? Așa, sau, așa vreau să știu aici. Defalcate bunuri, ca să știe omul despre ce vorbim. Da, am menționat la aia, să nu se duce personal la aia, că este consemnat pe filmare. Materialul cu caracter funcțional. Și nu numai. Unde sunt chestii de genul acesta, trebuie de falcat cumva. Adică nu trebuie să întrebăm de fiecare dată ce e acolo, cât, de ce înseamnă atâția bani sau... Eu zic că totuși cei care sunt în domeniu și cunosc cât de cât contabilitatea, ar trebui cu o jumătate de oră înainte să ducă să ceară. Dar le-ar dat de jos la birou, probabil fiecare... Dar nu trebuie să mă duc să cer, pentru că trebuie să fac explicat. Trebuie să-mi dea de falcat, nu trebuie să mă duc eu să cer în fiecare ședință înainte ce înseamnă... Da, domnul Cipcă, mi-am notat, o să aduc la cunoștință și sunt consemnat în ședința așa, la punctul 3 cu problemele astea. Deci eu nu înaintez, doamna vicin din față, o să facem un referat în care este sub procesul verbal de ședință. Te trecem mai departe? Da, deci punctul meu articolul numărul 3, da? Da. Proiect de hotărâre. Da, vă rog. Deci articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport al personalului didactic. Da. Școală. Se scrie careva la cuvânt? Nu. Nu. Aici. Trecem la vot. Care este pentru? Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Scorțeni pe perioada 2023-2024. 7. Se scrie careva la cuvânt? Aici am o întrebare, dacă mi s-a dat proiectul de hotărâre, dar nu mi s-a dat realizarea strategia. Păi strategia este, nu este transmisă pe site? Da. Eu nu era mult să fac atâtea copii după fiecare. Hai să o chemăm pe doamna Cristina Oleacă. Vă ceva idei de cămările principale care e. Să știm ce votăm și așa... Cam despre ce ar fi vorba? E un program tip 3 de Consiliul Județean, deci nu este... Toți aveam aici, nu? E mult, m-a spus foarte mult. Păi de-aia știi despre ce vorba și îi spune câteva. Nu ia dușa la ea. O să vă las pe studiu, dați-l un domnul. Nu. Am văzut o mașină. Era. Cum? Era aici. Când am intrat eu, era. Dați-l un domnul, o să se vadă... Să mă dă lucrurile. Să mă dă lucrurile. Să mă dă lucrurile. Da. Este un... Lasă-ne spune, a fi mai bine, dați-l spune. Are referată de aprobare, are... Da, să nu se mai încurajeze cu ciurășenie.
Fii românești. Dacă aș așa, nu s-are lumea înapoi. Nu are nimic. Nu mai ai păr. Sapul îi dă tichete și îi cumpăr băutură și țigări de la magazinii, corect? N-au voie. Da, deci am citit în mare cât e legal. Să vă țineți de, de această strategie din cauza că am propus în ședințele anterioare cumpărarea de containere pentru cei nevoiași care au probleme. Scrie aici, văd că nu s-a ținut cont. Nu s-a ținut cont de... Dar e o întrebare despre strategia dezvoltării serviciilor sociale. Da. Mi s-a dat acum raportul scris și asta că nu l-aveam. Și vreau să ne ziceți câteva cuvinte despre... Cam în ce constă. În ce constă. Acum am citit câteva și asta. Numai că asta ziceam că în urmă cu ani am cerut cumpărarea de către poate spărțând de containere de, pentru persoanele cu probleme. A, și n-au fost prinse. Și văd că sunt prinse în strategia de... Deja v-a spus. Și ea este din 2023 până în 2027. Nu știu dacă n-a fost făcută tot copy-paste, dar și până în 2023. Nu, cred că sunt de forma clară. Este făcută de noi. Deci nu... Nu, asta este rugămintea. Nu este acum barat, dar aveți o strategie de asta să vă țineți și să prindeți în buget banii, doamna Vici. Următoarele bugete, acum nu mai avem bani și pentru strategia asta, că sunt o grămadă de... Da, aceasta este făcută de noi. Am înțeles. Și ce mai constă? Ce mai e? În afară de cuveri? Sunt foarte multe. Sunt foarte multe aici, scrie. Ca să plieze prin necesitățile comunității. Adică sunt... Da, ceea ce facem cu probleme, trebuie să ajutate, toate... Dar ar trebui nominal. Care sunt persoanele cu probleme? De asta avem... De asta avem... A, de-avem. Dar eu nu știu care sunt. Ei știu mai bine. Avem. Însă, Grigorian, de exemplu, eu nu știu. Ce nu știți? Persoanele care beneficiază de ajutor. Ajutor social vă referiți? Nu ajutor, de ajutor... Aici intră toate persoanele, și cu ajutor social, cu alocații de susținere, persoane cu handicap... Da, una este persoana cu handicap. Da, toate aceste persoane românești. Și una cei care stau cu sticla și cu țigara mână. Nu sunt de acord cu nicio oră. Dar mai la proiectul bătrânii, nu că am dat tot să stau. Una este să fii bătrân și nu poți. Și una cu să stai să fie. Și să... prejudiciez statul pe românești, așa. Doamna Tamara, chestia asta cu ce spuneți dumneavoastră nu o să se oprească niciodată, indiferent... Și eu nu sunt de acord. Ei, nu contează. Nu sunt de acord. Sunteți să vă zic de ce. Pentru că pe viitor suntem în Uniunea Europeană. Sunt greșeală. Ei, indiferent că va lucra persoana respectivă sau nu va lucra, când o să ajungă la pensie, la anii de pensie, va avea inclusiv pensie socială. Și Sorina are după 35 de ani de muncare, 20 milioane și alții care nu au făcut nimic, au 15 și tot ajutoarele îl depășește. Da, 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 se încurajează. Noi nu putem influența nimic. Pentru că un venit... Nu mai avem întrebări, nu mai. Ți-i scris strategie aici, mulțumim, da. Mulțumim, da, știți. Nu, dar asta știți cum e... E proiectul de hotărâri care e cu servicii sociale de acordare la nivelul comunității. Și la pensie, inclusiv persoane respective, o să iau pensie. Ok, și care va la cuvânt sau și de ceva care? Cei cu handicap nu au dreptul la pensie. Nu au de la ajutor, la ajutor, nici de voluntar. Deci cei cu handicap e altă... Dacă e pensionarul, vorbesc cei cu handicap. Care au pensii de handicap, nu le se dă niciodată la voluntar. Asta și nu sigur, sigur, eu sunt acolo la noi. Bă, dar ce n-am dacă n-au și de să da, și de trecem la... Da, nu am terminat, am să dăm. Deci care este pentru articolul număr 4? Să le dau câte ori. Da, asta e strategie, nu e un proiect pilot, un proiect. Trecem la proiectele suplimentate. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de reguli cărții administrative teritoriale Comuna Scorțeni, județul Bacău, la parteneriatul GAL Codrul Rung. Se scrie careva la cuvânt. Aici am înscris cam o... Da.
Altcineva? Nu explici, nu știu, domnul secretar, un pic și pe cei poate. M-am dat și ne-a schimbat sau care e? Ce strategie? Deci putem începe, da? Da, domnul secretar. Hai. În primul rând știu că am mai fost membri a unor garuri dintre astea, la asociații pe alt. Doamna vice. Probabil acum s-a schimbat membrii, bănuiesc. Nu, hai să vă explic, marți, a fost o ședință la Bereș, în care s-au adunat toți membrii, în care asociația GAL Urmus Montana ne-a invitat să ne explice cam ce se întâmplă cu strategii, că spunea domnul consilier Ferescu de strategie. Deci, GAL Urmus Montana, deci, au avut probleme de strategii până în 2023. Acum s-o... Vedeți dumneavoastră că doar aveți proiectul de hotărâre. Sunt niște reglementări venite de la Parlamentul European și Consiliul Europei, prin care vor să implementeze un program 2023-2027, în care sunt cuprinse, dacă nu mai dau citire la reglementările care sunt acolo, care spune despre Fondul Europa pentru Afaceri, alea, și aveți proiectul. Este foarte bun, dar vreau să întreb, mai suntem înscriși sau este același? Este, dumneavoastră nu ați citit bine proiectul prin aprobare, aderăm la el. La nou GAL Codru, Părinte de față, am înțeles să duce spre Bucuș, în Codru. Și Bucuș, bineînțeles. Știți cumva cine în componență la GAL-ului? Care cu AT-uri sunt? Sunt poate cele care sunt la aceleași ca la GAL-ul vechi? Da, dacă ați citit... Dacă ați citit cumva conținutul, așa, spune. Deci, ce vor să facă? A fost greu să pricepe și noi ce au de gând să facă cu GAL Codru-ul ăsta. Ele se vor implementa din 2023 până în 2027. În planul strategic care se lucrează acum, din cele câte sunt în țară, vreo 260 de galori, care trebuie să facem un punctar, sunt mai multe reguli, o să le implementăm și noi la rândul nostru, o să întrebuiască trei asociații sau SRL-uri cu care au anumite obiecte de activitate, deci treaba e mai complexă să se transmite unui pe traseu. Că la primul gal parcă am beneficiat de Boldo și... Da, vine pe GAL Urmus Montana. Este din un parteneriat care se duce din 2023 la punctul 4, așa, 2027. Care un alt parteneriat. Am mai fost partener la un gal unde am beneficiat de mobilarea căminelor, parcă nu? Nu mai țin minte, că au fost și s-au făcut niște treburi. Ceea ce vreau să vă aduc la cunoștință, tot așa ce prevede în proiect de hotărâre. Deci, autoritatea publică își exprimă prezenta a curs de a implementa viitoarea strategie, și am zis mai devreme, 2023-2027, finanțată din programul din 2021-2027. Deci s-au dus până în 2023, după care de aici se duce din 2023-2027, cu noi surse de finanțare, la Consiliul Europei. Da, posibil să deci, avem un câștig de cauză. Da. Acum, noi trebuie să aderăm la GAL Codru și să pregătim și noi date pentru formarea punctajului comună. Da, poate mai beneficiem de ceva. Păi, da, astăzi, și bine să ne, e bine să aderăm, mă rog. Da. Da. Vreau să vă întreb, cu ce sume de bani nu, noi putem luatul la aceste susținerea... Nu. Deocamdată, sau, noi suntem din parteneriat. Nu cotizăm, nu facem nimic. Știu că la gală... Este cotizația fixată. Cotizația... Da. Aia tabu, era... de la început, da. Da, nu. Spune, aici nu s-au pus lunare, anual, nu mai știu exact cum era. Deocamdată aici am înțeles că nu se știe nimic. Noi aderăm și după aia planul să face pe parcurs. M-am gândit că adică este și o sumă de bani în care trebuie să fie luată pentru susținerea
Nu. Viitor probabil va fi și o sumă de bancă. Nu, să vedem ce e planul și ce... vedem ce o să fie, da. Cam asta e problema. Noi am mai fost pe gal înscriși, dar la noi nu s-au luat cu de escavator pe gal, nu s-au luat nimic pe gal. Știu, este tractorul care trebuie să vină. Asta a aprobat în decembrie. Tractorul? Da. Este prins, s-a semnat acte, să vedem când e anunță. Pe gal? Sau da? Ce ne-i? Pe gal? Da, la urmă spontan acum. Da. Domnul consilier? Da. Buldon nu e pe gal. Buldon nu a fost pe gal. Nu, nu. Nimic nu s-a luat pe gal. Pe gal nu s-a luat nimic la noi. A luat Stugariu, a luat Bârșolul, a luat Perești. Perești Aslău, a luat... Bun, la început cu fost, la început, nu am nimic pe urmă. Da. Nu mai știu, că era din mult. Dacă luăm acum tractorul ăsta, atât, vedeți, da? Nu s-a luat nimic pe gal. Domnule, mai luăm, că dacă s-a terminat cu Ulmus Montaj, n-am dus... Nu s-a terminat. Nu s-a terminat, ăsta e altul parteneriat, ni bagă la altul. Acum să vedem. O să mai vine cu detalii de pe nimeni. Da, corect, dar orice apare, nu vine un sens apoi să lucrați și le explică la urmă. Dacă se desfințează lantul, să nu se desfințează lantul. Ăsta nu are personalitate juridică, deocamdată, pentru că suntem în parteneriat și toate fondurile și finanțările vin pe structura pe galul bunul spontan. Vin dacă facem. Dacă facem. Păi sunt făcute, dar ăsta de viață să-l aprobăm. Vin la cine trebuie și fac. Da, să punem la vot. Care este pentru? Suntem de acord. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea... Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii programului multinațional de interes public, programul RAB la local. Care se scrie la cuvânt? Domnul Zanfirescu. Domnul Rotariu. Da, am citit în totalitate proiectul. Eu aș veni cu propunerea să mărim numărul necesarul pentru autoturismii uzati, care numărul de 30 merge, numărul maxim pe comun este de 50. Eu aș propune să mărim numărul de autoturismi care o să fie casati, uzati, la numărul de 50. Asta este o propunere făcută de domnul primar, dar numărul maxim este de 50. Dacă acest proiect va trece, adică va trece, va trece, cred că toți colegii să fie de acord, noi nu mai putem reveni cu... schimbăm numărul de autoturisme uzate. Am presia că aici e în funcție drumul de locuitor comun. Da, eu m-am interesat și la nivelul comunii noastre, gradul comunii este de 50, maxim. 50 de autoturisme. Finanțarea este de AFM, în mare parte, și 20% este din bugetul local. Adică 600 de lei pe fiecare autoturism va veni din bugetul local, din UAT, aici și 80% va fi... Să vadă banii. Niciodată nu, nu, dar stați un pic, ne aprobăm banii. Banii o să fie aprobați la rectificare bugetară. Am văzut că este o sumă de 18.000 de lei, da, care este propusă pentru... la momentul de față și la rectificare sumele de bani să mai pot reveni la ele, dar la numărul de autoturisme care... sunt, nu se mai poate, nu se mai poate reveni, nu se mai poate reveni, pentru că proiectul va fi aprobat în faza inițială și cu numărul de autoturisme care este propus la... Dacă vreți, puteți să chemați cu doamna contabilă, să o întrebați dacă... Problema este că... dacă sunteți acolo... Părerea mea este că o să vină mai multe persoane și o să fie un număr mai mic de... Primul serviciu, da, și după aia persoanele care o să vină cu solicitarea sumelor de bani pentru acest proiect, pentru finanțarea lor, nu o să mai fie și o să spună că cine a aprobat un număr așa de mic, nu s-a aprobat un număr mai mare. Dacă o să fie 50, o să fie. Este numărul maxim. Da. Unitatea maximă de părerea mea. Acum nu știu dacă colegii sunt de acord, nu cred că influențează negativ cu nimic modificarea numărului de mașini. În luarea de cuvânt, și eu vreau să susțin lucrul ăsta, să mergem pe numărul maxim de autovehicule, pentru că nu avem ce pierde, din contră, mai dacă vin 50, dacă nu... Da, și eu la fie la asta am vrut să vă atins, domnul Zanfirescu. Și altă problemă, am uitat pe criteriile de eligibilitate și articolul 5 din regulamentul ăsta la HCD, nu este o literă sau poate s-a omis. În lege spune că ca să poți să îți dai rabla la casa, trebuie să o deții de 5 ani.
Ori nu scrie criterii de vehicul utilizat. Da, da, la punctul 4, litera 5. Este? Da. La care punctul 4? Capitolul 2, articolul 4, litera 5. Ce ori? Deține proprietate în cel puțin 5 ani. Ba da, specific. Da, 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 cel puțin 5 ani. Deci ai mașina de cel puțin 5 ani. Da, corect. Asta de ține e. Trebuie explicat, poate ar trebui făcut niște fluturașii cu documentele care trebuie, pentru că oamenii deja... Sau trebuie pus și jos. Oamenii deja vor veni mâine la dumneavoastră, să știți. Mâine, luni, vor veni la dumneavoastră să depună cele. Și ar trebui cumva informați cu privire la documentele care le trebuie și condiții, ca să nu... Deci rămâne... Secretar, modificați, nu? Dacă părinții sunt de acord cu amendamentul care a fost suprăit... Sunteți de acord ca să iei 50 de mașini? Da, normal. Da, gata, da. Suma de bani rămâne asta, care eu propus-o din contabilitate, pentru că noi nu știm exact ce sumă are disponibilă. Și o să ne venim la rectificare. Oricum aici scrie că banii vor fi alocați la următoarea rectificare. Practic, 18 mii a spus 30 de mașini, nu 6 de lei. Da, da. Acum se modifică și da. Eu nu-s mai ai ceva de adăugat? Da, vreau să spun și eu. Adică aș fi vrut să întreb cine, în baza cărei necesități a comunei, s-a format numărul ăsta de 30, s-a... A fost o propunere. Dar s-a propunere. Atins. A fost o propunere, ca și asumii. Ca și ajutor, aș zice eu, referitor la ceea ce se afișează, ar fi bine depus inclusiv criteriile de eligibilitate. Dacă foaia asta trebuie pus jos la primărie sau să aici scrie destul de clar că nu trebuie să aibă datorii, nu trebuie să aibă amendă, nu trebuie să aibă mai multe. Adică degeaba ai mașina care trebuie dacă nu te încadrezi. Și trebuie să ne mișcăm mai repede că se termină... Da, și trebuie făcut din... Cât mai repede. Sunt comune, sunt chiar și orașii care deja... Ați primit transmisă platforma la agenția de mediu. De asta v-am rugat la agenția de mediu. Județul Bacău deja vreo 100 de comuni, de orași, deja au făcut chestia asta până să se aprobe, că știau că va fi. Adică noi deja suntem în urmă ca idee. Nu suntem în urmă, că este sesiunea de înscriere a OAT-urilor. Să încheie sesiunea de înscriere a OAT-urilor și începe sesiunea de înscriere a proprietarilor. Sesiunea de înscriere a OAT-urilor, dacă te interesează, să vezi că deja 100 de persoane, în momentul când s-au dat legea asta, deja erau înscrise. Da, da. Ca idee. Poți să te interesezi să vezi. Sesiunea este pentru OAT-urilor. Pentru OAT-urilor, exact. Trecem la aprobare? Să punem la... Haideți să punem la urmă. Cu mențiunea de creșterea numărului la... 50 de mașini. 50 de mașini plus sume de afete. Forța bugetară, cum zic. Da. Eu încerc spune mie să fac modificări din proiect. Domnul secretar, haideți rămâneți două secunde și poate vă semnați ceva ce ne spune și părintele că dânsul a venit și l-a sidat și lui cuvântul. Dar eu rămâneți două secunde. Eu nu putem voie la ședință să discutăm. Să consemnați. Să consemnați dumneavoastră, adică ce părintele dacă vine cu Mariu. Propunerea doreați, bineînțeles, domnule secretar, că nu aveți nicio putere de decizie, dar are consiliul, local. Și consiliul local are puterea de decizie și cine deciziile consiliului local trebuie puse direct în aplicare de cei de sub ordine. Hristos a înviat. Adevărat. Spunem, prezența mea este aici, nu în numele meu personal, ci vin în numele întregii comunități și a Consiliului Parohial Scorțeni. Nemulțumirea acestor oameni sunt, pentru că este faptul că am depus foarte multe cereri aici, cu problemele pe care noi le avem și nu sunt puține, bisericile noastre fiind monumente istorice, și unde am 5 avize ale Ministerului Culturii și, și aprobări și autorizații de construcții, niciodată nu s-a pus în discuție un buget separat pe monumente istorice conform legii, iar eu depun am un teanc de cereri, depuse aici. Niciodată nu vi s-a pus în discuții dumneavoastră. De multe ori ați luat decizii în numele parohiei ortodoxe, fără să cunoașteți situația. În urma, anul trecut, să încep de acolo să ajung la cererea pe care o am aici, anul trecut, în buget, s-a discutat, iar domnul primar și ceilalți care au fost, au aprobat verbal, ducându-ne în eroare, 50.000 de lei pentru monumentul istoric Merișor. Vreau să vă spun că am proiecte de 930 de milioane de lei, 93 de milioane de mii de lei, aproape un miliard, proiecte care sunt plătite de parohie. Deci o sumă enormă de bani. Și ce constă aceste proiecte?
proiectul la Bisericuța Veche, consolidare generală, proiectul care este în jur de 8 miliarde de lei. Trebuie să știți că nu există în Moldova decât unul, doi arhitecți, proiectanți recunoscuți de Ministerul Culturii care să poată să aprobe aceste proiecte. Foarte greu să poate obține pe monumente istorice, de avem toate, și nu vreau să mă laud că sunt cam singurul din arhiepiscopii care dețin aceste proiecte avizate, deci 5 proiecte. Deci avem Biserica Veche, avem Catapeteasma, care are 300 de ani și este unicat și este monument istoric de clasa A. Proiect avizat și totul pus la punct, după care mai avem un proiect pe extindere casă praznicală, unde am avut, că zilele astea am ieșit de sub incidența penală, pentru a construi în zona de protecție a monumentelor istorice, este infracțiune. Noi, neavând o posibilitate pentru o casă mortuară, am făcut o extindere acolo în afara legii, deși aveam un certificat de urbanism scos să facem legal. A face legal această construcție, certificatul de urbanism cerea PUZ, care costă în jur de 200 și ceva de milioane, durează vreo 2 ani de zile, proiectul în sine, toate celelalte care ajungea numai documentația în jur de 500-600 de milioane de lei. După care mergeam la aviz cu el la Ministerul Culturii și îmi dădea frig. Nu se putea construi și nu aveai voie să construiești. Și atunci am construit în ilegalitate. Cu avizul, am spus ierarhului, am spus forului superior, am fost și la Consiliul Județean, am luat foarte mult și nimeni nu își permitea să alege să cheltuiască așa cum am făcut eu. După ce am avut o reclamație pornită probabil tot de aici, și în urma reclamației respective am mers în intrare în legalitate, am obținut greu certificat de urbanism de aici, luându-și concediu, nedându-ne lucru favorabil plecarea de aici. În fine, am obținut, la ora actuală avem autorizația. Deci, Catapeteasma din Biserica Veche, Biserica Veche și capela, extinderea casei praznicale, ne costă 930 de milioane de lei, bani pe care i-a plătit parohia. Eu am venit aici cu multe lucruri, pentru că am avut în anii din urmă, am avut restaurarea Catapeteasmei, a fost 2 miliarde de lei, s-a făcut recepții, sub monumente istorice, suntem tot timpul monitorizați. De la Direcția de Cultură, nu este săptămână, lună, să nu treacă cineva să vadă dacă n-ai schimbat ceva. A schimba o clanță la un monument istoric înseamnă pușcărie. Și direct este responsabil preotul parol. Bun. Ca să trec direct, să nu mai spun alte lucruri pe care noi le-am făcut acolo, de unde am plătit toți banii ăștia, nu este. Asta înseamnă un efort a cuiva. Au fost niște oameni care ne-au ajutat, care ne mai promis că ne mai ajută și doamna trebuie să mă dea 7.000 de lei. De exemplu, ultimul proiect care a fost pe Catapeteasma, l-am plătit din banii care s-a strâns la colinde, este o cei în cadrul parohiei, de la colinde, plus o donație de la cineva și am plătit 18.000 de lei acest proiect la așa. Revenind la ce am început, că s-a aprobat 50.000 de lei pe monumente istorice, verbal. Când am ajuns la întrebare, domnul primar, când ne ajutați și cum puteți acolo, nu că a fost doar prins verbal. Bine, la rectificare o să vedem. La rectificare vine domnul primar, se adresează personal și îmi spune ce părinte, nu avem de unde, v-am prins 2.000 de lei, 20.000 de lei. Bă, asta e, ce să mai fac? Bun, ca după aceea, în decembrie, fără ca o comisie de cultură să ia să vină să discute, să vadă proiecte, să vadă ce există, pentru că să dă bani pe proiectare, că nu se dă pe vorbe. Când vine acolo, vine cineva aici și spune, păi ce sunt 20.000 la cultură? Se împart în trei. Fără să voteze, că am urmărit ședința, nu s-a votat această propunere, a mers așa din vânt că a vrut cineva, cumva și cum a dorit. Bun. Și a rămas în decembrie cu 6.000 de lei și la noi am plătit numai două feșnice restaurate de bronz care au 200 ceva de kilograme unul, am plătit 7.000 de lei. Numai în acele trei peste toate astea. Și vreau să vă arăt o cerere a mea, de fapt nu este a mea, care este înregistrată, care este înregistrată la primărie cu numărul în data de 16.02.2023. Scriu către Consiliul Local Scorțeni în atenția domnului primar. Cred că dumneavoastră nu le aveți, nu le aduce nimeni și nu numai astea, sunt multe cereri pe care se depun aici și nu ajung ca să știți și dumneavoastră. Îmi pare rău că îți spun lucrul acesta.
Subsemnatul preot paroc Ceaușu Costică de la parohia Scorțeni, județul Bacău, cu respect, vin a vă ruga, în numele Consiliului Parohial și a întregii adunări parohiale, să ne distribuiți suma de 70.000 de lei, aprobați și prinși în bugetul Consiliului Local Scorțeni, în primele două semestre. Dorim să primim acești bani în această perioadă pentru a putea demara lucrările începute la extinderea casei praznicale. Vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers comun. Această lucrare este de interes public și conform legii trebuie să o ducem la bun sfârșit împreună. În numele oamenilor în această comună vă mulțumim. Am întrebat domnul primar, domnul primar, și apreciez că într-o ședință am văzut la dumneavoastră aici, am spus, domnule, dacă tot s-o dat banii ăștia, s-o ați aprobat banii ăștia în buget, a decidat să poată să facă lucrarea, să putem face care ne dăm decembrie. Deci să mai facem decembrie. Vă rog, tare mult, imediat. Așa. L-am întrebat domnul primar, altul, deci la contabilitate. Nu, există o hotărâre a Consiliului Local, că spune că așa o hotărâre Consiliului. Eu nu v-am văzut pe dumneavoastră că ați hotărât ca acești bani să dea în trimestrul 4. Nu mai vin cu alte lucruri pe care noi le avem acolo și sunt de interes public și o vin în numele întregii comunități și voi aduce la cunoștință întregii comunități ostilitatea care este împotriva acestei comunități ortodoxe care avem aici. Nu se poate ca din cei 20.000 care au fost votați de Consiliul Local, 50.000, să ajungă 6.666 de lei. Eu am zis că o să fac justificarea pe 6.600 și să le dau înapoi pe o chitanță ca să nu fie chiar... Părinte, poți să... Te rog tare mult. Puțin, da? Te rog tare mult. Nu e cu supărare sau cu asta. În ședința care, ședințele care le-am avut, despre ce a zis dumneavoastră, la buget s-au aprobat 70.000 de lei, da, care banii care au fost luați, că nu erau prinși în buget, bani care au fost luați de pe salubrizare, nu știu dacă știți. Iar în urma discuțiilor, că toți consilierii știu, nu vă putea da în prima decadă, în a doua decadă, că sunt bani care îi adună de la contribuabilii din comun. N-avea de unde să vă dea banii în prima sau a doua decadă. Posibil, decada 3. Asta este... Și toți consilierii de aici știe chestia asta, că i-am luat de pe salubrizare. Deci a trecut, i-am luat de pe salubrizare, n-avea de unde să vii ideea altfel. Pe casa mortuală, care o faceți, de 70.000, ăștia au fost dați pe casa mortuală. Pe autorizația care nu, depus. Deci la noi a trecut pe casa mortuală, că s-a specificat 70.000 pentru casa mortuală. Iar anul trecut a fost citit cererile care au fost depuse. Nu știu, astea s-a votat cu toți consilierii aici. Deci vă puneți la consilieri. Nu așa a fost, doamnă vice? Nu așa s-a votat? Dar eu când am zis în ședință și am spus domnul primar, domnul vice... De 70.000 pentru casa mortuală anul ăsta și au mai fost dați 20.000 anul trecut tot pentru casa mortuală. Sunteți în necunoștință de cauze pentru că nu vi se pune la dispoziție documentele. Vă rog, am înțeles, am văzut să dau răspuns. Deci pentru casa mortuală a zis că costă 900 și ce? Nu, avem un deviz. Că noi lucrăm pe deviz și pe autorizații. Devizul este 100, este de 120.000 de lei. Deci 1.000.000. Deci în prealabil noi pentru casa mortuală, Consiliul Local Scorțeni, v-am alocat 90.000 de lei până la ora actuală. Ați alocat? Da, am votat. Îți dați prin hotărâre, că nu v-a făcut viramentul, nu depinde de noi. Asta este. Domnul, nu știu cum, știu că ai mai luat și atunci când sunt părțit aia, care atunci nu știu cum a fost legat. Iar când a fost atunci... Păi eu văzut un loc cuvânt, când s-o vota nimic. Iar când 20.000 s-au dat, tot prin hotărârea Consiliului Local s-a hotărât să împartă echitabil tuturor părăhii. Cine a votat? Că nu m-am uitat. Uitați-vă pe ședință, că sunt filmat. Să se împartă echitabil pentru toate părțile mai adică 20.000 de lei, care primarul i-a promis-o părintelui, iar în Consiliu s-a votat să împartă echitabil. Nu este așa? Așa și v-am anunțat și doamna vici. Deci așa s-a votat în Consiliu. Deci s-a zis că se dă 200 de lei, 20.000 de lei și... În prima fază anului trecut v-a dat dumneavoastră numai suma de 20.000
Dar era vorba cu banda, doar sunt chitanțe, la noi da, nu ne contrazicem aici. Iar în faza a doua, când am mai rămas niște bani, că a zis că punem, o zis să se împarte echitabil la toate parohiile din comunitate. Domnul, nu știu, Ondu, parcă. Andreea Ondu, nu se spune. Așa, mă bucur. Dumneavoastră sunteți necunoștiți de cauză, de ce, din ce punct de vedere? Când eu am făcut cererea, am solicitat pentru lucrările care sunt acolo, așa cum e cererea asta, eu mai am încă vreo 10 pe aici, le-ați văzut? Nu. Așa, tocmai asta este. În acele cereri, eu am cerut, am pus toate punctele necesare care le avem acolo și am zis, domnule primar, atenția domnule primar, și le pot pune la dispoziția dumneavoastră. Avem nevoie, două feșnici s-au restaurat, care conform legii restaurării au costat 7.000 de lei, 3.500 de lei un feșnic. Avem bani să ne ajutați acolo. Am pus un hor de inox pentru că centrala am avut probleme cu el, am solicitat bani pentru acolo. Am solicitat bani pentru casa mortuală, am solicitat pentru mai multe. Și am spus o altă cerere care a spus, domnule primar, noi folosim banii la ceea ce este nevoie, atâta timp cât casa mortuală nu se putea construi, că am avut oprite lucrările și amendă ilegal dată de primărie. În ce sens dată ilegal? Pentru că era sub urmărire penală și nu putea să dai două amenzi pentru o fapt, două sancțiuni pentru o fapt. Au plătit parohia și 10.000 de lei amendă la primărie. Bun. Deci în momentul când lucrările la casa mortuală nu se puteau continua, lucrarea întreruptă și cu aviz, 7 intervenții am avut la Ministerul Culturii pentru a obține avizul favorabil. Și tot ne dădea respins cu dărâmare. Păi dacă tu ai respins cu dărâmare, nu mai construiești, puteam acei 20.000 care era din 2020. Așa. Putea acești bani să mai fie 21, mai putea să fie banii aceștia puși la construcția casei mortuale? Nu. Și atunci, în baza celorlalte cereri, pentru feșnice, pentru hor, pentru catapeteazmă a costat 2 miliarde de lei, dintre care domnul Gelu Zanferescu a făcut un amendament și s-a plătit 885.000 de lei primăria, iar restul banilor i-a adus parohia. Deci tot în baza acestui amendament. Eu n-am luat acești 20.000 care s-a dat pentru casa mortuală, i-am luat pentru decât să-i dăm înapoi sau ce putea să facem. Că nu putea să mai construim lui. Dar din hotărârea consiliului local a plecat cu destinație pentru așa și în momentul când eu am venit cu cereri și am spus nu se mai poate această destinație, dar avem alte cereri, și în baza celorlalte cel cheltuim bani în cele destinații bani. Și cu proces verbal la parohie. Parohia a făcut proces verbal și a zis, ce facem? Dăm 20 milioane înapoi, dar mai avem pe... Sunt convins că colegii mei nu știu de cererea asta de schimbare a destinației de sume, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să ajungă în Consiliu și tot Consiliul să se hotărască schimbarea de destinație prin HL. Ca altfel nu mai da. De acum știm și noi, știm și știți și dumneavoastră și pe viitor. Așa ar trebui să procedăm ca să nu mai avem ieri am avut sincopi în... Da, perfect. Și eu vreau să vă răspundeți. De exemplu, ieri am avut o mormântare. A trebuit să ținem mortul în privorul bisericii. Părinte, nu neagă nimeni utilitatea... Deci mai este o situație. Când vreau să spuneți că a luat de la salubritate, de la celelalte, eu am un an de zile și am vorbit în prealabil cu 2-3 luni înainte de buget cu domnul primar, care rog că nu este aici, eu n-am spus nimic decât public și spun și în biserică tot public, tot ce este, am spus, domnul primar, conform legii, atâta timp cât legea 50 nu mai permite să mai ieși cu mortul pe drum și nu mai dă voie, trebuie să ai o capelă, s-a dat legea, nu mai voie să fie acasă, de alternativă. Există legea aceasta prin care consiliile locale trebuie să facă această construcție. 90% din lucrările care sunt făcute de case mortuare sunt făcute de consiliile locale. Pe când eu mă zbat și am obținut-o pentru comunitate ceva extraordinar, să aviz și autorizație să construiești în curtea bisericii. Ceea ce la noi e foarte greu ca să ții un mort în capelă și în propriu și în slujbă și celelalte. Deci eu am obținut și m-am bătut pentru toate astea. În momentul ce domnul primar știa, a adus-o, câți dau 50, câți dau 30, domnule, dar dai mie, faci comunități, eu am zis în numele comunității. Și el nu a venit, nu a pus în puș, a pus atunci în ultima zi, o băgat în consiliu, luăm de acolo, facem, pentru că era obligat, că a spus că pot să-i ajung și în instanță, că nu susțin chestia asta. Părinte. Și știind lucrul ăsta, a băgat atunci pe salubritate și nu ne dă bani. Da. Noi cum procedăm? Orice o atent funcționează pe buget, pe venituri și cheltuieli, care sunt separate, pe secțiuni.
la noi în Consiliu a ajuns un anumit buget, da? 1000 de lei, dau un exemplu. Noi trebuie să-l repartizăm în așa fel încât fiecare să beneficieze de ceva. Nu puteam să oprim nici salubrizarea, nici alte investiții. Atâta s-a putut, bugetul ăsta a venit la noi. Noi nu puteam să zicem de nevoie păi buget de 1000 de lei. Deci, păi asta nu-i vina... Ați văzut diferența care a fost între Scorțeni, Floreș și Grigoren prins în bugetul local? Consiliul local, eu zic că v-a susținut. Asta zic, nu a fost vreo intenție niciodată. Nu vi s-au dat suficiență, asta e adevărat. Nu, nu am zis problema de... Dar trebuie să înțelegeți, ăștia sunt bani, ăștia ni s-a dus nou și ăștia trebuie să-i împărțim. Mai mult de atâta nu am putea să... Înseamnă că cei care erau înlătruiți să au făcut buget trebuia să prindă la bun. Nu se deznează de vină nici și nu zic de susținere, dar acest este un lucru de interes public. Baza unor estimări de venituri. Dacă ei nu încasează, n-au acele estimări de venituri, n-au cum să vă deie. Suma din bani la sanitate era prinsă în totalitate din buget. Suma din este prinsă în bugetul când se face, nu se face cum spuneți dumneavoastră că de pe astfel mâini. Banii ăia care sunt bază unor estimări să facem, mă. Estimări, banii când îți vin de la dar cine face bugetul să vă întreb? Păi, a fost chemat vreunul din dumneavoastră să facă bugetul? Nu zici că a fost chemat? Tu nu ești cu zero pe cont. Ca idee, exact. Cum a zis dumneavoastră că pe, o să vină banii păi pentru... Și probabil au fost acoperite din banii contribuabili o să vină pentru... Eu aș vrea să le întreb altceva. Din punct de vedere, așteptați, lăsați-mă să termin. Că ați atins un punct la care vreau să vă zic ca să terminăm. Referitor la banii care vin pentru monumente istorice, aici este greșeala primării. De acceptată și gândiți-vă la de ce. Pentru că pentru, din punctul ăsta de vedere, cum părintele zice, care e făcut, tot felul de cele. Primăria era datoare, pentru că primăria sau statul este dator să ajute monumentele istorice. Cum? Părintele având cererile de anul trecut și pentru monumente istorice, și trebuia să înainteze către Ministerul Cultelor, da? Da, ai văzut chestia. Sumele respective. Primarul Comunei Scorțeni, când și-a făcut bugetul, și-a făcut toate necesitățile, prins și părintele cu toate. Și-a trimis pentru 10 miliarde și au venit 5. N-ați înțeles nimic. Deci uitați-vă la ce ți-a doamna vicepreședinte. Așa au fost, atât au fost la vicepreședinte. Eu n-am știut nimic, nimeni nu se va să-mi dau o părere la 5. Eu, deci, eu am sanitat. Nu e vorba că nu au făcut ce. Dacă făcea primăria pentru... Lăsați-mă un moment, da. Una e să faci cereri la Consiliul Județean pentru ce exact vrei tu și da, cum vrei tu, da? Cum estimezi tu. Și una, e, și una e când trimiți la Ministerul Cultelor, da? Ministerul Cultelor, da, cererile care le ai de la monumentele istorice din comună, da? Ei, ministerul ar trebui să direcție... Păi, da, 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 dar tu dacă nu trimiți o cerere de la Scorțeni înainte de a face legea, nu este așa legea, domnule. Vă rog frumos, dați-mi voie să vă explic. Părinte, haideți să găsim o soluție. Că dumneavoastră aveți nevoie de bani, de asta ați venit aici să terminați. Cam câți bani v-ar mai trebui să terminați acum? Am zis omenești și cu bun simț. Să dea în două rate, în două tranșe, o parte să dea în trimestrul următor, acum ca să poți să... Deci banii care au fost alocați, să iei de vreți. Și cealaltă să dea cum... Dacă s-ar face, nu știu, un parteneriat, primăria, parohia și un comerciant, la care vinde și să spună, domne, eu îți livrez materialele astăzi, dumneavoastră le puneți în operă și primăria sau dumneavoastră plătiți în 90 de zile, 120 de zile. Nu există, cel mai mult au 60 de zile. Eu am fost, deja am început. Să găsești înțelegere, adică... Dedemanul nu mai lucrează cu bani la termen și sunt foarte puțin, oricum eu am demarat acest procediu. Mă vedeți cu girul primăriei? Nu, primăriile plătesc prost și la timp nu mai are încredere nimeni. Dar vreau să dau un răspuns cu domnul Ionuț, care bine a punctat acolo. Domnul Ionuț, Ministerul Culturii este cu totul altceva. Legea, și eu am dat aici câte o pliante, dar nu cred că le-o băgare mi-a înseamnă, sau poate nu le-o citit, sau știu eu. La un dat în care spune care sunt obligațiile OAT-ului față de monumentele istorice, care este obligația primară și de a verifica, și de a ști, și de a cunoaște, și de a se implica în a face proiectarea. Și de toate, v-am dat, dumneavoastră la fiecare v-am dat documentația respectivă. Să spun următor. Primăria, conform legii, este o... Este obligat. L-am dat la toată lumea și nu odată, dar am dat în fiecare an. Și spune așa, legea. Consiliile locale, pe bază de proiectare, pe bază de... Dar nici nu e nevoie ca preotul să ocupe de asta, că primarul este în atribuțiune lui, să prindă buget separat pe monumente istorice care sunt pe teritoriul respectiv. Nu are treabă Ministerul Culturii. În ceea ce privește Ministerul Culturii,
parohia ca entitate și care este beneficiarul, care este proprietarul acestor monumente istorice, face demersuri în baza devizului de lucrări avizat de proiectanți, arhitecți și dirigenți de șantieri acreditați de minister, care numai ministerul îi acreditează, nu poate să intervii la monumente istorice orice arhitect, orice proiectant, orice dirigenți de șantier. Și făcând documentația respectivă, depune parohia pentru finanțare, după ce ai făcut proiectul pe banii tăi. Deci noi, cazul nostru, am făcut proiectarea, primăria n-a făcut să prindă un buget separat, care să nu iei bani din... Te rog, deci nu ai voie să iei bani din, de la drum, de la apă, vă de la cărmii. Vă prindea 10 milioane, 1000 de lei și nu vă avantaja. Trebuie găsit o soluție ca să facem și treaba asta. Trebuie găsit o soluție să facem construcția. Să finalizăm construcția. Asta e la ideea este că ce este făcut va rămâne și va trece, trecem la alte treburi. Venim după o perioadă. Nu vrea să a făcut nimic în comunitatea noastră. Avem asfaltări care lumea ne întreabă, asfaltări. Nu puteam lua bani de la asfaltări, nu puteam lua de la apă, care vrea lumea. Dar ce nu face asfaltul cu banii primăriei, acolo trebuie să fie fonduri venite din altă parte. Un primar a prins buget separat pentru monumente istorice. 25 de ani primari care ne-au condus aici în satul ăsta, tot la Florești, n-au fost nimic, îmi pare rău. Ideea este discuția să o avem cu domnul primar, cu doamna contabilă, să vă primiți banii în următoare. În două tranșe. Ca să fie, putem demara. Oricum s-au făcut, că am văzut, s-au făcut încasări pe... Foarte mult încasări. Noi, părinții, nu putem să vă primim banii. Noi am votat să vă primim. Odată ce au plătit, peste 76. Dacă vor să se dea bani, nu este astăzi aici, ca să fie putut discuta foarte discutat. Voi ați făcut tot ce se poate, dar eu am venit, vă spun, de ce nu aveți și voi să știți voi despre ce este vorba, când primiți? Adresați o cerere domnului primar, o cerere Consiliul Local, să înainteze în ședințele Consiliul Local. Către Consiliul Local, scorțin, atenție, domnul primar. Cred că cel mai simplu ar fi să veni și dumneavoastră să discute probleme. Eu astăzi am fost să vină vreo 10 oameni din Consiliul Parohial să vină aici și am spus, doamne, nu are rost. Nu suntem împotriva construirii, suntem conștienți, suntem... Dar oricum am fost frânați foarte tare. Eu vreau să vă mai întreb pe dumneavoastră, domnilor consilieri, că tot a venit vorba. Câți dintre dumneavoastră ați fost chemați la bugetul făcut anul acesta? Eu asta vreau să întreb. Câți dintre dumneavoastră? Cine a făcut bugetul anul ăsta? În afară de domnul primar și contabilă. Eu știu că vreo unitate, primarul, vicele, contabilă... Nu, eu nu am fost și nu. Eu sunt exclus. Eu numai sunt executor. Atât. Nu. Eu n-am nicio treabă. Ați fost chemați vreo unul la bugetul de azi, anul ăsta? La distribuirea bugetului local. Deci și nu s-au distribuit din acele banii. Că bugetul local îl face doamna contabilă. Ia-i, domnul primar, în satul ăsta. Și asta, basta. Eu nu fost nimeni chemat la buget. Vi s-a cerut vreo... Ceva? Vreo părere dintre toți? Problema actuală a părintelui este când a primit banii. Asta este. Și vrea să-i dea în semestru ce se face în luna octombrie, noiembrie cu banii. Ce vrei așa ca și Consiliu sau încasat bani pe salubritate? Asta doream. Putem să-i dăm banii ca să-și facă treaba. Mulțumim. Asta am știut. Și noi ne dorim să terminați mai repede construcția. Și să știți că construcția la biserică, cum e acolo, noi avem o construcție mult mai amplă. Și dotările ei, noi vrem să facem o extindere ca să știți, pare, dar știți că mai sunt și alți preoți care vor până la urmă. Să aibă, da, să pună, există o comisie de cultură care v-ați ignorat-o total când ați văzut și celălalt. I-am chemat și le-am arătat pe documente și cu acte. Și să vadă care sunt necesitățile și ce proiecte au aceste comunități. Pe vorbit, dăm bani pe bani, pe bară sau pe proiecte. M-am uitat la Moinești. Zilele astea au chemat pe toți preoții, au dus de post cereri, știi, dar la Ardioane. Azi dimineața am vorbit cu cineva cum m-a invitat pentru serviciu religios de cununie și îmi spune că a dat 50.000 de lei, o vira primăria direct la firma nu știu care și pune gresii toată biserica acolo. A făcut peste tot. Cum posibil în toate părțile? Sau mi-a zis cineva, părinte, dar cum a spus tu? Iertați-vă. Cu asta am încheiat și vă mulțumesc din suflet. Lasă mai vadă și oamenii să știe. Spunea cineva, păi dar de ce nu, cum au spus monumentele istorice, să dea bani? Păi nu sunt bani acolo. Doamne, dar pentru asfalt, pentru cămin cultural, scorțeni, pentru apă, pentru canalizare, care nu intră în discuții, nu există bani și în altă parte.
Nu avem canalizări, nu avem canalizări. Dar toată țara asta e greu. Și noi ne luptăm pentru salarii și salarii. Nu avem în țara asta. Ce își vrei de eu? Nu avem poate să leagă una de alta. Nu știu cât la sotul. Poate să leagă una de alta. Poate la țara lui 26 de ani. Eu să fi fost primar, la fel procedam că, cum să zic eu, pe oameni îi interesează că toți asta zice, băi, fă-ne, scoate-ne din noroi, scoate-ne, adă-ne apă când e ăsta. Ajutăm și biserica cât putem. Nu se face cu banii noștri locali. Pentru momente istorice. A zis că un proiect costă foarte mult, nu? Păi da, de 20 de ani proiecte. Păi uite, au celălalt comune. De ce ți-a dat? Dacă nu faceți și dumneavoastră, nu o să faceți construcția, proiectul o să expire la moment. Se prelungește. De exemplu, am plătit aici la... am plătit începerea lucrărilor la inspectoratul în construcție, am plătit toate celelalte proiecte și am plătit toate proiectele. Asta zic, eu merg la biserică. Deci numai pictura lui Tonița din interior, care a costat în jur de 7 miliarde de lei, bani care i-am adus parohia. Catapeteazma, 2 miliarde de lei, bani adus parohia. Acum lucrarea la biserica veche este o construcție foarte amplă, ați văzut și vedeți, puteți veni, care până la ora s-a dus jumate. Nu se poate face. Nu se poate. Noi nu vă putem decât felicita pentru activitatea dumneavoastră și să vă susținem în măsura în care bugetul o permite. În momentul când, mulțumesc și apreciez. În momentul când am înțelegerea dumneavoastră, contează foarte mult. Dar când faci ceva și te implici, devii incomod. Și incomod devii la niște oameni care până la ora 10 poate sunt funcționali sau numai, mai departe cred că nu sunt funcționali. Pare rău că sunt lucrul ăsta. Poate erau cu asfaltarea și cu apa și cu multe proiecte în față, erau mult mai ușor ca să îl mai facem. De 20 de ani, cum toate satele au peste tot, cum oamenii nu s-au făcut bani în loc, proiect? Și noi ne întrebăm același lucru. Eu mă întreb de ce l-au dat jos pe Ceaușescu. Da, perfect. Tu ai multe întrebări. Și noi ne trezăm la 5 dimineața, nu ce la serviciu, salarii sunt mizerii în țara asta. Dacă nu ești tu pentru pe special, nu ai o pregătire mai mare ca să ai... Acum am fac? Dacă până la 40 de ani te-ai făcut niște frumoși și îl bogat, mai încercat. Asta e vorba lui Ion Creangu. Dacă era o problemă, spuneți apropo din casări. Putem să o chemăm pe doamna Nichita și să vedem la ce nivel, la cât la sută s-a făcut în casări la moment de față, adică dacă se pune doamna contabil este cea măsură să ne spune. Nu, dar doamna Nichita este dânsa care este pe domeniul și care știe exact. Nu știe ce s-a cheltuit și ce mai rămas. Exact, la salubritate, adică spune că banii de la încasări prin impozite și taxe o să fie grați către salubritate. Eu cred că sumele este prinsă în buget, doar în cele de față. Noi am aprobat în ședința asta execuția bugetară de cheltuieri. Ați văzut că a rămas un sol de 382. Anul trecut, ca să nu intrăm în... să nu fim... Să nu fim luați bani înapoi? Nu. Deci au rămas, cum ar fi, un deficit. Un excedent. Un excedent de 100 și ceva de mii de lei. Adică, cum ar fi un 200 și ceva, noi suntem pe plus. 2 miliarde. Ca idee. Da. 2 miliarde ceva. 2 miliarde au fost întotdeauna și au rămas... Și din așa, ei sunt plus. Nu suntem, nu avem bani sau nu suntem plus. Nu sunteți în stare să-i cheltuiți? Asta e problema. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc tare mult. Vreau să fiu alături în tot ce se poate. Lucrez frumos, respect pe toată lumea. Vă spun Hristos a înviat și spun la toate. Și mai veniți când aveți probleme, mai veniți posibil și expuneți-le. Eu astăzi, ieri a fost o mormântare acolo și oameni și părinte, a zis, domnule, ceva ce trebuie, este necesar. Și zic, mă, nu pot, că astea sunt precii, astea sunt procedurile celelalte. Și păi merge mâine acolo, nu merge din asta, merg eu și nu mai erau și chiar de clasă aici, oameni care au care are rost și fulgurăm lumea, cu ce oameni. Am venit eu în numele întregii comunități. Am văzut și la Măsuiești, că au făcut ceva frumos, vorbeam cu un colegi foarte frumos, ca să n-ai parte de el. Dar ceva ce trebuie. Oricum n-ai să scapi. Mulțumesc tare mult, tătați-mă. Vă spun voie bună la toată lumea. Da, trecem la articolul 5. Dumneavoastră, nu numai ale și mai cele că sunt multe. Ca să crească eficiența și să crească randamentul, ca să spun așa, veniți în Consiliu să le discutăm. Că dumneavoastră le depuneți și rămân în septar. Nu numai eu, mai sunt și altele. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc tuturor.
Vezi pe. Trecem la articolul numărul 5. Întrebări, interpelări. Vă înscrieți la cuvânt, da? Da. Începem cu domnul Rotariu. Sandel. Cipcă. Bebe. Da, încep cu domnul Bebe, că el dă timpul rămânirea vorbit. Lasă-l, stai bine. Domnul Bebe, aveți cuvântul. Nu contează. Tot timpul rămâneți nevorbit. Tu, poate vrei să pleci de asta. Doamne, eu aceeași problemă. Să facem ceva cu trecerea asta de pietoni aici, așa, până la urmă, nu știu ce s-a mai întâmplat. Și cu șanțul de sfundat. Nu mai vorbesc, degeaba vorbești. Știți ce e bine când se face? Noi facem solicitări și avem solicitări la peste tot să ne facă o trecere de pietoni, dar poliția română și statul român face publicitate peste tot. Eu când am văzut accidentul cealaltă la Lescar cu copilașul, cealaltă m-am gândit aici, mă gândesc aici, mereu m-am gândit aici. Și acum când treci nu oprești nicio mașină. În ceea ce privește... Aici sunt făcute documentele, a făcut săracul domnul Mărțiți Comunitar. De două, trei ori l-a făcut. A făcut de două luni de zile, stai să vorbesc eu. A făcut de două luni de zile să duce un stâlp de electricitate, de asta nu de lemn, de metal, de ciment, de tot. Da. Să duce și să înclină. Am făcut de o lună și jumătate. Nimeni nu ne-a dat un răspuns, nimeni la Ion, nimeni să duce. Degeaba, nu știu ce, nu pot să... Deci asta cu trecerea de pietoni și cu stâlpul ăsta care se duce jos, văzând cu ochii de pe zi pe alta, vezi, nimeni nu răspunde, nimeni trebuie să întâmple ceva rău, după aia intervine. Da, probabil că da. Cu șanțul. Avem acum ce că avem am pus aia, dar au plouat și au fost sărbătorile. Nu zici că ne apucăm după aia. Și la greu. Deci ne apucăm pe... Acum am pus astăzi să duc în parcare. Am pus astăzi să duc în parcare. Lușu a zis că vine numai două ore. Să duc în parcare acolo la Cărăușu. De ce să vine numai două ore, doamna Vici? Pentru că care treabă de la 12? Avem niște... Dar nu contează care treabă sau cum are treabă. Primăria trebuie să funcționeze 8 ore pe zi cel puțin cu buldo. Avem gropi incolente să spargă să vă spun despre ce vă luăm. A sunat domnul Flacu, nu știu dacă v-a comunicat luni. A spus să vă comunic pe ziua sună și pe luni să vină să-mi pun din găuri. Nu se mai poate circula pe ușa de securița școlii. N-a venit, astăzi e joi. Când vine? Haideți să facem altceva. Haideți să găsim pe cineva care știe și vrea să facă treabă. Deci astăzi a zis că vine două ori până la 12, de la 12 are treabă. O venit la ora 9 fără ceva. I-am spus să ducă pe Dragomirea sa. Să radă acolo să ducă balastru cu Vasiliu. I-am spus să ducă în parcare și o venim în Asi de la Florești, de acolo că nu se mai poate circula tot pe acolo, pe strada aia de la Bonasi. Și să vedem în două ori ce poate să facă. Păi, ce poate să facă în două ori? E suficient. Am eu o propunere. Cât s-o oferi la primărie? Doi? Păi are pe buldo, mergi și... Nu, nu, nu. Cât s-o oferi la primărie? Că angajările... Angajări la primărie? Trei sunt. Doi? Da. Bun. Și domnul primar că să mă angajăm în atunci până să avem unul să lucreze pe buldo. Mai trebuie trei șoferi. Dar noi nu avem om care este pe buldo excavator. Primăria cu mai mulți oferi. Deci Costel Vasiliu este angajat cu buldo excavator. Costel Vasiliu este contract de buldo pe buldo excavator. Angajarea s-a făcut. Păi nu știu, adică și nu are timp ruș, că nu poate ruș, dar dacă avem om. Lușu, să vedem și noi contractul lui, să vedem ce prestează dânsul în unitate, să vedem exact câte ori lucrează. Dacă tot să ajunge la discuția asta. Nu știu, adică să vedem și noi ce lucrează, nu? Să mergem și noi să vedem exact ce contract are, câte sumă de bani ia pe două ori sau pe opt ori, nu știu pe cât lucrează. Mi se pare și mie, adică nu că am ceva cu el, personal. Eu întrebăm pentru că uitați și solicitarea... Trebuie înfundate, șanțurile trebuie făcute, avem buldo, avem solicitare de decolmatare a părăului din spatele dumneavoastră, cred că de la începutul mandatului ăsta... Și acolo de iarnă, nu mai am șanțul la ziua mea. Nu înțeleg, tot timpul este ocupat, tot timpul nu este nimeni, tot nu este motorină, nu este urmă, nu este cupul. Doamna Vici, mă scuzați, lasă-mă mișoși. S-au făcut dezăpezirea, da? La ultima zăpadă. Da. La școală, o intra cu buldoșanță. Nu știu de probleme, da? Bogdan, dacă știți că a pus un par acolo care stă în drum și nu se poate scoate și încurcă traficul? Și-o patinat și-o făcut o gaură acolo de spate. Și-o mai lăsat și sus. Aici păi, și atunci, de ce nu-l trimiteți? Că e subordinea dumneavoastră. Băi, bă, te duci și rezolvi problema. Acum dacă a venit Luș, are el cheile, nu mai umblă. Dar nu-i nimic, doar se pot face copii după cheile, ei stau la primărie dacă este nevoie, nu? Adică nu că umblă numai un bivoldo, umblă cine are nevoie și cine este.
nu știu, aici au... Să nu mai spun cât ideal, să nu mai spun cât ideal. La ora actuală, vă spun sincer, dacă o mașină de salvare vrea să urce pe dealul Dulapului, pe dealul Dulapului la Grigoreni, nu poate urca. Pentru că este mocirlă, efectiv, patinează, nu se poate urca. Deci pe dealul care dealul, că eu am fost ieri. Dacă ați fost ieri, dacă știți unde stă, unde stă calul spus, da, de la deal unde stau, da, la Sândulache acolo, de la deal acolo nu se poate circula. Plus la vale când faci stânga să fii mai Micuțeni. Da. Nu se poate circula. Am văzut la Grigoreni. Mai este o stradă, da, pe șoseaua veche, că avem numele la străzi. Deci eu am făcut solicitarea asta la domnul primar înainte, pe data din 1 aprilie. Și au zis că Luș nu poate veni decât până pe 10. Mai bine, faceți referat și spuneți. Băi, trebuie să faci aia. Nu a venit, nu a făcut. Și îl sancționăm în Consiliul Local, dacă nu, care nu răspunde, nu? Au zis că nu a venit și nu poate veni până pe 10. Și pe 10 au venit pe 5. Dar să faci și contract cu altcineva. Băi, dar... Trebuie să ne contractul dacă e un contract. O voi cineva cu cineva. Băi, ești local. Să faci doar șofierul. Ideea e felul următor. Trebuie rezolvat problema. Nu vă veni contractul și de... De ce ați văzut? Ați văzut? De 4 ani de acum, 3 ani și ceva, șanțuri cum altat. În 3 ani de zile nu e în stare, nu îți dispun de un șanț, dă-l dracul de șanț, mă scuzați-mă. Toată apa vine în drum, sare pe casă la oameni, dar un șanț, un pot, să ducă unii trebuie apa. Acum, dar vorba de aia, mică, a văzut cum montatul. Da, dar de acum nu este bolț, de acum nu știu ce boală nu are. Nu, a rezolvat-o și cu bolț. E lipsăște un dinti. Rezolvat-o și cu bolț. Dar n-aveți în legătură cu iluminatul public. Ne puteți da mai multe detalii să montează lămpile? Da, sau se montează lămpile. Este un plan de... Este un plan, da, este un plan al lor care au schema exactă. În afară de centru comunii de Neu, mai sunt câteva ulițe, eu nu le știu care sunt, nu le-am văzut, de ce să zic. Și ei s-au apucat deja. Și am luat lămpile alea bune care sunt, ieri le-am depozitat, că le pusese în spate, le-am depozitat în magazin, am făcut curățenie, ca după aceea, după ce termină ei de montat toate lămpile, să vedem uliții și unde mai sunt și să montăm lămpile astea bune care sunt bune. Tot lămpile astea de 30. Să se facă eventual extindere, că și pe la Grigoreni era nevoie și la Florești. Păi da, da, să facă extindere. Păi acum au venit dimineața de mânase pe ulița aia, partea aia, când au bec. Mai sunt 4 la Grigoreni pe strada unde-i școala, mai este iar pe dealul așa, dar le-am spus să mai aștepte că luna asta oricum e gata și să vedem ei exact pe unde montează și ce uliți mai fac cu astea 400 de lămpi. Au un termen de finalizare a nu știu dacă au, nu cred că au. Dacă se întinde pe 6 luni și a, nu, 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 6 luni? Nu cred, nu, nu. Nu cred, nu, că au mers destul de repede. Super, imediat. 3 mașini. Da, imediat. Și am văzut că au oprit circulația, merg, nu. Și o să vedem după aia care sunt ulițile care nu sunt făcute și n-au. Strategia asta de schimba becuri, tot de la primărie o pleca, că nu s-a știut că ea de schimba becuri și de vorbim sau... Tot de la primărie o pleca. Unde trebuie schimbat? Deci, principala, strada principală merge toată. După aia nu știu exact ce străzi mai sunt. Pentru astea 400 de lemn. Dar oricum rămân și au rămas, rămân foarte multe din locuit de astea bune, care sunt, care are la uliță, la Londru, care sunt. 400 sau 300, mă rog, care sunt. 400 sunt, 400. Se schimbă toate bune, în general, că nu... Poate 5% nefuncționale. Nu, și alea care sunt și le-au. Deci astea bune, Ionuț, astea bune care sunt acum, le-am pus în magazin, care o să le mai aduc, le punem în magazin și când o să vină, să termine ei cu montatul cu tot, o să înlocuim și o să punem de astea lămpi. Nu o să mai punem becuri, o să punem lămpi. Și nu o să mai ocupe de... Sperăm că de vechea iluminare, sau extinderea care o să facă. Cine are contract? Nu? Cine are contract de maintenanță, nu? Există un proiect de extindere a liniei de... Eu nu știu. Nu de extindere. Nu de extindere. Din necesitate. Din necesitate. Și unde o să fie? Lămpile astea n-are rost ținut în magazin degeaba. Care sunt bune, le băgăm pe la oameni, nu? Bineînțeles, dar noi sunt stâlpi, deci nu sunt pe fiecare stâlp. Da? Unul da, unul nu. Așa sunt majoritatea. Da, normal. Am văzut că au mai fost și lămpi bune cu leduri bune. Păi eu de astea spun, din lămpile bune le-am pus în magazin. Așa o să vadă care s-au mai ars. Sau schimbat și lămpile alea care le-am luat noi, alea 30. Și am înțeles că vi le-au dus în magazin. Exact, tot am dus în magazin. Absolut tot ce lămpi de astea bune. Deci și eu vreau să vă întreb de astea, să le avem. Le-am depozitat, le avem sub niște coduri. Nu fiecare la altul, fiecare nu? Bănuiesc că da, eu n-am nicio listă de așa ceva. Nu știu ce s-o fi luat, ce s-o fi pus.
Nu cred. O altă întrebare. Aveți cunoștință de achiziția de piatră? Mai este nevoie de piatră. La noi, în Grigorie... Este nevoie ăsta Niță să ocupă achiziția. S-a terminat. Adică, nu știu, să vorbiți și lasă domnul primar să achiziționeze piatră, să consumă. Păi să facem, da, facem un referat și să consumă. La noi, trebuie... Cred că dacă vine... astăzi sau sper mâine să vină să întindă piatra. Azi nu vine, nu are timp. Dacă o zis că să stă... termină piatra, nu mai are din ce să pună. S-a terminat depozitul. Mai rămas niște piatră care este cu fier, cu aia nu poate fi pusă pe drumul. Am încercat să punem la șerpeni acolo. O punem pe drumurile agricole, aia se poate pune. Mai pus într-o parcare pe undeva unde chiar. Asta vreau să vă... În parcare, am spus acum să duc astăzi la Cărăuș, în parcare. Și aici, la Grigorien, știți ceva? Știu că a făcut solicitare domnul Cernat. Pentru ce? Tot pentru parcare. Da, pentru... Asta nu știu, dar dacă e ADN-ului, o să punem tot noi, dar dacă nu mai este piatră... Noi, întâi să puneți pe drumurile în care circulăm. Păi tocmai de asta. Nu opresc. Tocmai de asta. Dar nu o solicitare, nu ai fost ședința trecută. Da, aici la Cărăuș am pus, punem astăzi. În urma discuțiilor noastre, la următoarea ședință, puteați cum v-am cerut și au fost majoritatea. Păi, am pus acolo, am făcut asta, am făcut asta, un plan, picele primar. S-a dus acolo, s-a dus, lumea s-a dus acolo, ce o mai rămas? Da, noi discutăm face. Frumos aici acasă, să poate face, da. Acolo. Da. Și va rămâne la discuție. Fel de frumos. Da. Nu, eu gunoiul am strâns de la stejarul, tot, vă cinci căruții, la acolo cu parcările. Am primit niște bani. Cont? Da. Pentru drumurile comunale am primit bani pentru materiale și special destinați pentru, numai pentru drum. Modernizare drumului. Modernizare drumului. S-au cheltuit din bani, nu știu nimic. Nu știu nimic. Mie nimeni nu-mi zice nimic, nu știu nimic. 39.000, nu? Deci eu nu știu nimic, sincer. Doar dacă se poate spune acum, o fi luat de materiale. Trebuie să mai fie bani. Au fost o grămadă de bani prinși. Nu știu nimic ce să vezi. Dar nu se vede nimic. Nu se vede nimic. Nimic nu se vede. Nu s-a văzut niciodată. O altă problemă, ca să-mi închei cuvântul. La Grigorieni, în stație, da, la monument, avem tomberoanele acelea care sunt acolo. Haideți, vă rog frumos, să le mutăm spre monument, să nu mai fie la șosea, pentru că se opresc mașini și își lasă acolo toate gunoaiele. Le mutăm 50 de metri. Am vorbit deja cu băieții și-o vorbit cu domnul ăla care are, unde lăsăm, cu gardul, nu-i cunosc cum îi cheamă, și-o vorbit cu el și de acolo să punem la el, așa, într-o parte, înspre vale. Haideți, veniți cu Buldon, într-o zi, o luat tomberoanele, le-a dus, le-a pus. Dacă Buldon eu nu-l prind niciodată, eu ce să fac? Când îl prind atunci la uliții, când aduce pe ulițe la Grigorien. Dar la Grigorien, acolo, la monument, cum zice domnul George. Se poate, la, da. La monument, la cămin, nu sunt camere? Ba da. Și unde îi bat camerele? Unde zicea? Punem pe marginea gardului la cămin, unde se bate și camera. Ba da, dar acolo, în zona monumentului. Nu trebuie să mai vorbim. Puneți pe partea căminului. Nu, dar este loc pe partea aia altă. Da, la cămin nu se poate. Este loc pe partea aia, nu-mi curge pe nimeni. Da, am vorbit cu domnul ăla de acolo și de acolo să punem undeva în partea... Acolo deja este un tomberon, dar nu are ce pus. Acolo este deja. Le punem lângă. Le punem lângă. Așa că vreau să vorbesc de drumul ăștia care știu. Când a spins Buzo și la Florești, pe ulița mea, este nenorocire cu drumurile, cu găuri. Sârbi, s-a început să... Da. Este gata asfaltul, la două zile e gata. Da, domnul Odu, aveți, domnul George, mai aveam o chestie să menționez, s-a terminat terenul de fotbal la Florești. A ieșit. E bun. Arată bine, da. Așa, când dă căldura, vrem să trecem cu ajutorul social, niște femei, dacă aveți pe Florești, să unii, pentru... Vopsit. Este vopsea? Vopsea, am reușit să înlocuim ce-a mai rămas ferul ăla și am luat 10 kg de îmbrun. Mă anunț când ai vrea și eu anunț femeile, că avem și de la Florești, avem de la Sfântul. Și bărbați. Dar nu, și bărbați, deci nu vor să-și o dată prin jos. Trebuie cineva care... Da. Dar vedeți, o să ținem legătura, da. Da, da, da. Domnul Ternat? Da. Domnul Cică? Da, în primul rând vreau să
transmiteți domnului primar sau nu știu, când se face procesul verbal, poate citește și el, molozul de la școală la Florești. I-am zis în ședința trecută, mai trebuie până la două luni, câteva mașini. E un maxim, puteți să-i transmiteți, maxim o săptămână, deci săptămâna asta nu, nici ceva. Lasă o săptămână termen. Dacă după săptămâna viitoare nu va fi ridicat molozul de acolo, indiferent că e firma de construcție, firma de construcție trebuia să ridice molozul la lucrarea care... I-am spus, i-am nu spus noi ca primării. Ei, dacă săptămâna viitoare nu e ridicat, următoarea săptămână mă duc eu să fac plângeri la mediu. Acolo este, vrem noi să facem nu știu ce, centru. Păi cum îl faci? Copiii la Fărești acolo să joacă. Unde? În sticlă? În cuie? În ce să joacă? Unde să joacă? E frumos? Păi domn primar nu știe cum să face o lucrare, măi. L-ai tocmit pe ăla, face lucrarea. Firma de construcție trebuie să-ți vină. Dacă nu te tocmești așa, faci tu solicitare la primărie, la Rompresc, ieși la doi pași și îți aduci în container și îl arunci acolo. Nu, îți îl pune în spate. Tot ce înseamnă cui, sârmă, tablă. Câteva mașini, cât mai bine 10 mașini sunt acolo. Nu, eu l-am cărat cu alții. Nu puteți să-i transmiteți. Transmiteți-i. Pătura asta nu mai. Deci au trecut două luni de când ne-am spus. Și nu au făcut nici nimic. Sunt copii care se joacă acolo. Nu ne interesează? Oare nu ne interesează? Și problema cu containerul care l-ați ridicat este foarte importantă, pentru că marea majoritate a oamenilor au gunoaie din construcții, poate. Nu o bucată de lemn, o cărămidă, ceva. N-au unde să o duc, să o duc și o arunc. Dacă am avea un container undeva în fiecare sat, s-ar duc și o arunc. Am vorbit, dar nu sunt containere. Să avem un depozit a comunii, să avem un depozit a comunii și să aducă acolo și așa. Dar nici tomberoanii nu sunt, cât tomberoanii nu ați dat la toată lumea pe asta. Dacă ai ști că am făcut de 2 ani de zile de bea mi-a adus 60 facem acțiune în judecată. Avem dreptul ăsta. Eu vă susțin. Eu redactez acțiunea. Haideți să o facem. Dacă nu vor să dea. Deci nu au dat și care au fost trecuți înainte în celelalte mandate oamenii cu CNP-ul, mi-au venit pentru 3 oameni înapoi. Și am căutat alții și alții și alții. Dacă ar fi ăștia care nu au oamenii care nu au containere, adică dipus gunoiul, să vină să fac o cerere cu CNP-ul lor, ca să vedem cât să fie. Mai simplu, că avem noi lista care nu au primit. Și avem lista cu oameni care nu au primit. Și facem noi demersul și le avem. Ce să vină omul? Eu să știi că... Să știi că nu am nicio listă cu care nu am primit. Eu care... De cine ne distribui pubelele astea pentru... De la ADES și de la Loprest. Deci de la Loprest. Și de partea primăriei, că au fost un reprezentant și au avut listă. Cu tăresc. Eu, de exemplu, eu n-am tomberon. Eu personal. Deci să mai eu când am făcut cerere, când am făcut cerere în 2020, mi-au zis să dau CNP-ul și așa. Și toți care au avut case noi, din Scorțen care îi știam, am scris cu tare, cu tare, cu tare, cu CNP, cu tare, cu tare, vreau, vor, cu tare, vor, cu bem. Și mi-au venit înapoi de vreo două ori, că doi erau deja făcuți din Lidia sau din ăștia dinainte. Și eu i-am pus, marea majoritate am pus din curte de la mine. Am văzut pe la Florești case, noi am întrebat, cine a stat acolo? A stat Stăputărescu. Hai să-i fac cerere și unii, că sigur nu are. Am toate taxele la zi, că nu se mai lase. Tu, da? Eu am. Dar nu e vorba de plătit, e vorba de interesare cu tomberon. Dar o să vă fac personal o solicitare, numele meu personal, la primărie, să dați tomberon. De ce răspuns să-mi dați? Da, nu sunt. Nu, vreau să-mi dați răspuns că nu sunt. Nu sunt puberi. Și de exemplu și la mine, suntem 3 familii într-o curte. Ai drept. Am drept. Să facă cerere, că mai venit cu cineva că vrea pubelă, acum un an. Fă cerere, nu mi-a făcut nicio cerere. Că dacă aveam CNP-ul, în loc de 60, poate îmi dădea 65. Deci acolo așa merge. CNP-ul, dacă nu l-au imitabil, îți dă genul. La CNP-ul, când se duce omul și plătește cu noi, îl are la tax și impozite, la încase. Uite, la mine, în afară de alu' Bajora, de alu' Tati Marcica, nu mai vine nimeni să ceară pubelă. Să facă cerere. Oamenii nu vin pentru că au venit, s-au spus și știu că vin degeaba. Adică să fac un drum la primărie degeaba, nu mai vin. Nu, eu dacă așa, eu chiar m-am ocupat de ăștia cu pubeli și chiar le-am dat. 60 de pubeli le-am dat. Iar la dragul să uită, să vadă dacă e carton, dacă e sticlă. Deci eu personal nu am pubelă, să știți, primită. Deci la rest. Da, nu am, mi-am cumpărat un beron. Da. Domnul Cipcă? Da, continuu. Va veni rectificarea bugetară, cu siguranță, zic eu, luna viitoare. Aș vrea să-i transmiteți la fel domnului primar, să prindă ceea ce am propus eu la începutul la început, când a fost bugetul, da? Cu echipa de fotbal, cu terenul de la Scorțeni, cu monumentul de la Florești, dacă s-a făcut, demersul cu monumentul de la Florești, sunt mai mult.
mai mult timp, în care trebuia să scoată o listă cu tot ce era. Și cu parcul la Florești. Acum s-a terminat terenul de fotbal la Florești. Bravo, felicitări! Mai avem de lucru. Arată frumos. Întrebarea mea ar fi acum, cât bani s-au plătit? Pentru lucrarea de acolo. Păi dumneavoastră nu știți, nu v-ați implicat în construcția lui? Eu? Nu. Nu, a fost o firmă care executa lucrarea. Ultima oară la sudarea... Am spart 5.000 de lei. S-au înțeles. Ultima oară și cu toți înainte. Nu, au fost 200, 20 de lei înainte pentru achiziționarea materialelor și 5.000 de lei pentru firma care a lucrat cu mine. Nu putea să lucreze oricine acolo cu... Înseam cu 250. Deci terenul de fotbal la momentul ăla e 2000, 25.000 de lei, nu? 25.000 de lei. S-a îngrădit teren. Aș avea propunere, tot la fel, la domn primar, pentru că tânsul trebuie să ocupe, nu pot să mă ocup eu. Sunt persoane care duc animale în locul respectiv, pe terenul respectiv s-a plantat inclusiv iarbă, s-a înțămânțat iarbă. Nu putem lăsa animalul să mănânce de acolo, da, nu mai ducem. Da, da. Și comunitatea trebuie să implice, că nu poate domn primar să ajungă la ăla care își duce vara. Să-i zică verbal, ca să se retragă, da. Am văzut și eu. Aveți, nu știu, nu știu, deci în legătură cu... Nu sunt porți făcute, nu m-a tăiat, e plase și o să mai trebuiască cumpărat cornir, făcut... Măcar pe ce să le mai îngusti și gata, nu mai întrebați. Și nu doi au băgat vacile pe teren. Nu... Da. Sunt, deci pot să acolo că este plasă lăsată. Eu am primit, chiar vreau să vă întreb, dacă tot a venit votat. Sândel. Da. Știu că acolo este izlas. Da. Este unde terenul de fotbal este izlas, nu? Da. E trecut de la din izlas și da, oamenii care au acolo așa e izlas. Ei poate să aducă vaca și porcul și cățelul și oamenii care au acolo, doamna, nu poate să aducă. Oamenii care au acolo jos de aici, ca idee și nici nu vin la curățat izlasul, ca idee. Da, oamenii care au să aibă pretenții. De ce este prins deocamdată izlas? Da, eram să-l putem scoate fi de interes public. Păi da, ca să fie, eu de asta am zis, ca să fie de interes public, să rămână... Să-l scoți din circuitul de pășunat, din așa, adică subvenții în interiorul respectiv de la apia, crezi? Păi ia, îți dai seama că le iau. Exact, și trebuie luat și făcut terenul scoate. O să rămână așa, nu știu. Vă zic că merg înainte, ca să vedem, sau trebuie să nu mai rău. Dar stai și vreau și eu să întreb ceva. O fiți direct dacă termină domnul. Da. Cine mai este? Domnul Cicu, mai aveți întrebări? Domnul Zambilescu, referitorul la proiectele care, la cele patru care am zis, la rectificarea bugetară să fie prinse, să nu vină cu scuza că nu sunt bani. Să nu vină cu scuza, pentru că bani, acum am aprobat execuția de cheltuieli din trimestrul 4. Să nu vină, pentru că... Să mai vină din lor, și la fel, tot ce vine cu execuții bugetare, cu rectificări, cu tot ce este, să fie defalcat. Nu întrebăm, domn primar nu este, doamna contabilă nu este, întrebăm, ne bat în cap unul, vorbește unul, două, părere, unul, părere, să din așa ieta... Dar nu cum o să fie dus sau mări salariile la aparatul... S-au primit de la Consiliul Județean. De conducere. Centrul Mărinii. Toată lumea, nu aparatul. Toată lumea, la toți salariații. Deci toți salariații. Înseamnă că și noi, consilierii, o să primim în funcție de... Nu mă întreba că nu știu. Trebuie să faceți demersurile să nu rămânim restanți. Și mai rău, stați. Mai ați spus, domnul Cic. Eu am conceput două proiecte, dar nu mai le prezint domnului secretar. De fapt, trei. Unul l-am depus cu staționarea mijloacelor agabaretice pe porțiunea noastră de drum acolo la Florești. O să le introduc în ședința următoare. Am mai conceput unul cu reducerea cu 50% a proprietarilor care își instalează eficiență energetică. 50% din impozit pe perioadă de 3 ani. Dacă își fac sisteme fotovoltaice, dacă își fac stații de epurare, sper să treacă pentru că trebuie să-i ajutăm și noi cu ceva, pentru că ei investesc.
în această eficientizare, măcar primăria se ajută cu ceva, dacă nu... Dar mai era prin casa de, deci știu că și-au făcut și condamnări. Da, durează 2 ani, nu, dar, deci, nu durează. Deci, cine își face? Cine beneficiază de casa verde, de bani de la stat, nu intră în aceasta. Doar cei care își alocă fondurile proprii. Și am mai făcut și proiectul care am zis cu, l-am conceput cu domnul Zanfirescu pentru parcul fotovoltaic. Dacă trece, trece, noi ne-am făcut datoria, îl vom depune, deci ca să știți despre ce e vorba în ședința următoare. Dacă vor să treacă și domnul primar vrea să implice să facă chestia asta, ar fi un lucru bun pentru comunitate. Trece, trece. Dacă nu sunt bani, e responsabilitatea domnului lui să răspunde pentru generațiile următoare de ce nu sunt bani, de ce n-am făcut nimic. Atât am avut să vă spun. Da, domnul Zanfirescu. Trec, nu trec. Dar soate spun că terenul din fotbal a fost discuție, a spus domnul Cicășanscă, dacă tot este la... solicitat sunt de bani, sau văd că terenul este funcțional la momentul ăsta și la Scorțeni să vedem, unii găsim o parte din pășunii, terenul unii este să faci și la Scorțeni un teren. Pentru... Și unde vă hotărâți? Unde poate vă știți? Păi da, unde... Da, unul să fie disponibil. Unde va? Unde va poate la menajăm? Aici jos tot iazul ăsta de pește, aici la băiatul. Aici poate cineva... Unde a fost? Da, da, da. Acolo. Avem utilaj, avem cu cel nivela, cât de cât, dacă iese, poate interveni. Dar avem cu cine lucra. Da, da. Păi da, să faci contract din peste servicii cu altul, adică care vor să lucreze, da? De ce să forțeze oamenii când nu... Da. Nu știu care este, eu nu știu. O să mă interesează să fie contract. Și cum ce pregăte? Da. Acolo vă ajutăm și noi. Mă curăță de acum. Acum ai curățit tot, 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 tot terenul curățit din săptămâna asta, curățit. Chiar am... Unde? La Octavian, acolo jos, unii terenul, am văzut că au curățit oamenii, deci chiar au intervenit, nu știu, da, erau niște echipi de oameni acolo. Au și plouat, au fost și vremea asta, au fost și sărbători. Da, am văzut că se grăbesc, erau... Care au vaci, care au terenul, nu știu. Sunt foarte puțin care au rămas cu vaci, sunt pătrești și pășunea asta de sus. Haideți să auzi și pe doamna Mihaela. Spune domnul Cip de monumentul de la Florești. Știu că nu eram eu consilier, dar s-a aprobat să ceva pentru școala Scorțeni, că îi schimbi denumirea și s-a făcut acolo un soclu. S-a făcut soclu cel acolo, care săptămâna asta a fost săptămâna verde la școală și am văzut că l-a vopsit, l-a pictat copiii și au pus deasupra un ghiveș de flori. Am înțeles, dacă vreți să mă ascultați puțin, am înțeles că sunt discuții că eu aprob dosarele pentru cei cu ajutor social și așa. La mine nu vine niciun dosar, vreau să vă spun. Totul este la Cristina. Și domnul primar aprobă. Eu nu am ajutat pe nimeni, puteți să întrebați, nu am băgat pe nimeni la ajutor social, atât singurul care l-am ajutat și-o completat cererea au fost Stoica Costel, care el e un caz special, e cu boală, în sfârșit. Dacă oamenii dar, își condițiile... Și că nu-i chem, stați, lăsați-mă să vorbesc. Au fost discuții despre Dorel Drăgoi, el a avut mâna, a venit la ajutor social de vreo 2 luni, el a venit, are operații la mână, nu știu ce a venit, dar la o oră l-am chemat și a venit cu mama lui și chiar mama lui martori, chiar mama lui o căra lemn și l-a așezat și când am tăiat lemn. Bun. Nu, 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 vreau să spun ca să știi toată lumea. Apoi, eu îi chem, pe toți îi chem, inclusiv am chemat la Florești când am tăiat acolo, când s-a tăiat la poliție, îi chem pe toți, nu îi chem odată, îi chem prin rotații, ca să nu fie nici prea mult și nici să fie și de cei mai buni care pot munci, să fie și de cei mai slăbuți. Bun, au mai fost o singură, două probleme de fapt. Eu n-am aflat că cineva de la ajutor social este de 2 ani de zile, care nu mi-a apărut listă, ca făcând doare, că are scutire. Și am aflat acum înainte de Paști că domnul respectiv care e de pe Terpea, vine și ia bani, te-am întrebat ședința trecută, dar ceva? Dar să nu cine e, eu nu știu. Nu, nu are adică niciun rost. Să nu ne spuneți, că nu, spuneți-ne să știu. Lichidorim. Și de 2 ani a ajutor social. La mine nu a făcut nicio oră nimic. Care scutire? Am întrebat-o pe doamna Cristina, m-am dus la ea ca să nu am eu scoși, că poate doamne ferește, zice că iau eu banii de pe ajutor sau știu eu că muncește mie. Mie n-are cine să muncească. Bun.
și să-mi arate scutirea. Nu are nicio scutire, începând din luna asta îl chem la treabă. Bine. A mai fost încă o problemă tot cu cineva din Pideal, care tot pili cunoștințe și parai, care nu a venit, am chemat atunci când s-o murdări geamul primării și așa, am trimis vecina, i-a dat telefon și a zis că n-am chemat, a zis că vine la ora 10, să șterge și face și nu știu ce, n-a venit deloc două luni, am tăiat-o două luni, doamna Cristina s-a dus la primar și atunci m-am avut primul schimb cu Cătălin de cuvinte, că i-a aprobat pentru că ea n-a făcut nicio oră și de atunci vine la muncă, vreau să vă zic, atât. Eu n-am ajutat pe nimeni, eu n-am pe nimeni în spate, n-am făcut dacă dosarul la nimeni, toate dosarele vin, toate dosarele vin la doamna Cristina și doamna Cristina cu domn primar aprobă, pe care vor și pe care nu vor. Deci la mine să fim foarte clar la oamenii din sat, eu de asta vorbesc. Dar trebuie să fiți bucuroasă pentru că aveți cu cine face treabă când este de treabă. Da. Dar sunt scrii și restul care... Nu mai scoateți la treabă. Nu, eu i-am scos, și scot prin rotație. Care pot face treabă mai mult, îl chem la crăpa lemne, la care sunt mai puțin apți, asta e, asta e situația. Eu am spus lucrul ăsta ca să se știe și să nu mai apară discuții, că eu țin în spate pe cutare și pe cutare și facem treabă. Dar pentru că aveți instrumentele necesare pentru a-i sancționa, dumneavoastră bănuiesc. Păi da, eu am tăiat pe cine a fost două luni pe zi și... Avertisment într-un fel sau altul... Am fost cu polițistul la respectivul și am anunțat și să vină la ore și atât. Dar să nu fie discuții în sat, că eu, vai de mine, că eu ia după ăștia de la ajutor social și eu abar n-am. Deci eu n-am nicio treabă nici cu dosarele lor, nici cu... decât cu orele care le efectuează și atât. Exact. Ca să, nu, asta ca să știe lumea pe acestea fiind spuse, din clar ședința încheiată, da? Da, 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 da.